În hipermarketuri găsim deja primele produse de post. Spre exemplu, avem deja șnițel vegetal pentru ca cei care vor să țină această perioadă de post să o facă într-un mod cât mai echilibrat. Postul reprezintă, potrivit tradiției, o abținere de la toate faptele rele, iar credincioșii trebuie să mănânce hrană vegetală și să nu bea alcool. Sâmbătă și duminică se face dezlegarea la pește, unde lemn și vin. Derogarea la pește, ulei și vin se face și în cazul sărbătorilor din timpul acestei perioade. Postul Crăciunului este ținut și în Biserica Romano-Catolică, dar durează doar 3 săptămâni. Spre deosebire de postul Paștelui, este puțin, am zice, mai ușor. Se dezleagă la pește, duminica, sâmbăta, în anumite zile când sunt sfinți mai importanți, trecuți cu cruce neagră în calendar. De asemenea, trebuie avut în vedere că este un post al bucuriei, pentru că această sărbătoare, așa cum o trăim cu toții de atâția și atâția ani, este o sărbătoare a bucuriei. Se aud peste tot cântecele frumoase ale colindelor. Orice post începe și se termină cu o masă bogată. În ajunul începerii postului Crăciunului, potrivit tradiției, se strânge întreaga familie la masă. În această seară se mănâncă sarmale și carne friptă, se bea țuică și vin nou. Această tradiție se numește lăsata secului. Ținem post, ținem cam 2 zile pe săptămână, miercurea și vinerea. Dacă ținem prima săptămână din începutul postului, și sfârșitul, nu știu dacă îl mai ținem, că e cu pregătirile de Crăciun, dar miercurea și vinerea ținem. Folosesc pateu și celelalte. Soia? Nu prea. Mai mult legume și fructe? Da. E bun postul? E benefic? Bănuiesc că da. Pentru a rezista tentațiilor trebuie să ne ținem mintea ocupată. Psihologii spun că acum este momentul să ne ocupăm mai mult de hobby-urile noastre. În același timp, preoții ne recomandă o credință curată și multă rugăciune.